Sâmbătă 30 iunie 2018 am plăcerea să mă aflu în municipiul Târgu Mureș, în crescătoria a doi tineri și foarte, foarte serioși columbofili din zonă. Este vorba despre doi frați, Angel. Marius și Sergiu. Angel, da? Angel, da. Vă salut. Toată lumea vă cunoaște de oamenii din spatele... Platforme My Love. Ziceți-mi pentru ce, de unde v-a venit ideea cu My Love? Că e una foarte bună. Ați văzut că în ultimii ani, din câte mi-am dat eu seama, a prins foarte mult la crescători, la oameni și foarte mulți o folosesc. Este? Este într-adevărat. Pasiunea de porumbei am moștenit-o de la bunicul nostru, care a fost și el columbofil. Ulterior am fost completat de către unul dintre colegii clubului în care activăm acum. Este vorba de Iuga Dorin, care, să zic așa, ne-a influențat începerea. Pozitiv. Pozitiv, da. Ne-a influențat pozitiv și ne-a recomandat să începem sportul columbofil, să activăm într-un club și, practic, să și zburăm porumbei în cadrul unei competiții, nu doar de plăcere. Și am înțeles că o faceți destul de bine. Încercăm să ne menținem, da. Încercăm să ne menținem. Am început în anul 2012 să creștem porumbei. Practic am primit un lot de 8 porumbei. Da, cadou? Cadou de la Iuga Dorin, exact. Ne-am și apucat să construim crescătoria. Ne-am mobilizat rapid. Am mobilizat oameni să înceapă cu construcția și uite așa rapid, într-un decurs rapid de 3 săptămâni, ați ridicat crescătorii. Crescătorii, da. Frumos. Așa. În prezent câte păsări aveți? Creșteți mulți? Avem un lot de reproducție de 30 de bucăți. Asta înseamnă 15 perechi. Nu țineți mulți. Nu ține mult, nu. Reușim să strângem, să zic așa, un aproximativ numeric de 60-70 de pui cu care să începem antrenamentele. Așa, undeva la finele sezonului de zbor, să zicem, mai rămân undeva aproximativ un numeric de 60% din inițialul puiilor. Dacă zburați toți și rămân 60%, e bine. Da. Înseamnă că aveți și păsări de calitate, vă ocupați și bine de ei, nu? Da, calitatea este acum maxima reușită, să zic eu așa, aparține crescătorului. Adică trebuie să existe și un crescător bun pe lângă păsările bune. Iar cel mai important lucru este sănătatea porumbeilor, calitatea, dar și motivarea. Așa este. Cât vă permite să stați între porumbei în timpul sezonului de concursuri? Câte ore pe zi? Putem să zicem că programul nostru este unul flexibil și avem destul de mult timp pe care să-l petrecem împreună cu porumbei. Fratele meu se ocupă în special de hrănirea acestora, iar eu mă ocup mai mult cu adăparea lor și curățenia avem, pentru curățenie avem un om care se ocupă zilnic. Perechile cum faceți cu ele la matcă? Vi le stabiliți împreună? Le gândiți împreună perechile? Când vă stabiliți prima oară, de exemplu, perechile? La fiecare sfârșit de an, cu ajutorul softului nostru, facem o statistică a porumbeilor rămași după antrenamente, pentru că noi concursul nu ținem. Facem doar antrenamente cu acești pui. Îi antrenăm la sfârșitul anului, cum am zis, cu ajutorul softului facem o statistică, vedem câți pui din care culpuri au rămas, după care opriți doar cei mai buni? Fie schimbăm perechile la matcă, fie eliminăm din matcă produsii care nu au dat... Asta după un singur an, nu? Deci dacă dintr-o pereche n-a mers, scoateți și masculul și femeia. Da, nu-i menajați foarte bun, da. Da, asta e bine, pentru că trebuie să faceți loc altor păsări de valoare, nu? Exact. Dacă vă încurcați. Exact. Fratele, ce ne spune aici despre pregătirea porumbeilor? Am înțeles că este... Stă prost cu răbdarea, în primul rând. De ce? Cum a zis și fratele, schimbăm mereu. Asta nu e rău, dacă sunteți la început, până identificați niște cupluri adevărate? Exact. Nu? Exact. Și încercăm mereu să ducem păsări de calitate. La sfârșitul fiecare sezon, încercăm să ne apropiem de porumbei celor care au avut rezultatele de top, da. Și să achiziționăm de acolo. Despre pregătire, în general, ce pot să vă spun, cred că e același lucru pe care face toată lumea, încearcă să-și țină păsări la anumite standarde de sănătate, care este, în primul rând, cel mai important lucru, după părerea mea, exact. În acest sport.
Și pregătirea, după cum v-am spus, deci la noi... Îi țineți cu mâncare bună de la sac tot timpul anului? Da, deci tot timpul. Deci folosim produse diverse de lagă, care, după părerea noastră, este o mâncare foarte bună, curată și am avut satisfacție folosind această mâncare. Tratamente de câte ori pe an le faceți? Tratamente le facem cam de două ori pe an. Odată, după năpârile facem prime tratamente și înainte de a începe sezonul de zbor, le facem încă o dată un tratament curativ, după care îi ținem așa la menținere, la tratamentele astea preventive. La menținere înseamnă ce? Tricomonoza, căile respiratorii? Exact. Tratamentul de tricomonoza, tratamentul de căile respiratorii. Facem o săptămână, alternăm, a treia săptămână lăsăm în pace. Antibiotic folosiți în timpul sezonului de concursuri? Dacă se impune? Dacă se impune, da, dar deocamdată, adică cel puțin până acum n-am avut astfel de probleme să folosim antibiotic în timpul sezonului de concursuri. E bine. Zburați văduvie natural? Da, văduvie zburați. Și mascul și femele? Mascul și femele, da. Și cu care dintre sexe vă înțelegeți mai bine? Deci anul trecut am avut rezultate mai bune cu femelele, am mișcat mai bine decât masculul, am reușit să ajungem la cicul de 10.000 de lei. Bravo. Am avut o femelă foarte constantă, care la sfârșitul sezonului a reușit să ne aducă satisfacția cea mare, câștigând primul de 10.000 de lei și locul 20. Trebuie să fac o dezvăluire. Am aflat un lucru bucurător despre voi venind încoace, că banii respectivi pe care ați câștigat i-ați investit tot în porumbei. Exact, așa este. Am achiziționat un mijloc de transport împreună cu colegul nostru, Tatar Vasile, care și la rândul a câștigat suma de 10.000 de lei. Și a spus împreună și ați dat ceva... Exact, și am luat o remorcă care să ne ajute pentru efectuarea transportului cu porumbei. Acum nu suntem un număr foarte mare de columbofili aici, care activăm în clubul nostru, cadrul clubului. Suntem un număr de 28 de membri columbofili și, după părerea mea, este o satisfacție foarte mare și este un rezultat deosebit ca din județul Mureș. Exact. Ca din județul Mureș, dintr-o așa un număr de columbofili, chiar din cadrul clubului nostru, doi, să reușim să facem performanța de a ajunge la acest șic. Ce categorii preferate de zbor aveți? Ce anume? Categorii preferate. Zborăm toate categoriile, fiecare rezultat este satisfacție când ajungem acolo, să fim în față. În schimb, la cine am pretat cel mai bine a fost categoria de fond. De fapt, fondurile mai scurte de fond, unde am reușit și performanța aceasta de anul trecut. În rest, nu suntem prea bine la capitolul de performanță. Bine, este și la început. Suntem la început, pot să zic că aici sportul acesta e mereu de învățat. Este, nu? Da. Care ar fi principalele voastre surse de informare în domeniul columbofil? De unde încercați să aflați informații noi în fiecare an despre pregătire, motivare, tratament? Colegii columbofil, deci colegii care au rezultate. Deci acum am fost și în diferite crescătorii, am fost și în străinătate, am fost și pe aici, ne-am mai documentat, am luat legătura cu avem prieteni care activează foarte bine în cadrul clubului din străinătate. Unul dintre prietenii mei foarte bun cu care mă mai consult este Frederic Leliert, care este manager al clubului crescătorii Pipa Elite Center. Stai bine din punctul ăsta de vedere. Da. Nu oricine își permite să aibă un astfel de prieten. Da. Sau reușește să apropie de un astfel de om. Da. Și mă sfătuiesc destul de mult în diferite probleme. Înseamnă că o să ajunge sus, o să vedeți. Mă pot să... Păsări v-ați mai adus și după la Pipa sau porumbei? Avem și păsări din crescătoria Pipa. Așa și... Mă consult de asemenea cu mai mulți prieteni columbofili care activează în cadrul campionatelor naționale de aici din țară. După părerea mea este foarte important schimbul de experiență, nu? Schimbul de experiență și să nu consideri că doar tu ești cel care are dreptate să asculti și părerea altora. Că virgulă cunoști tot, da. Exact. Să te documentezi cât mai mult. Noroc, cu ce importanță considerați care în sportul columbofil? Ai nevoie și de noroc? Da, ai nevoie și de noroc. Când îți trebuie noroc? Când îți faci perechile de motcă, să scoți niște pui de calitate? Și atunci, nu? Sau când îți vine de la concurs, îți vin mai mulți, de exemplu, să-ți intre la care trebuie primul? Exact. Și aici. Și aici, nu? Da. Sunteți niște persoane norocoase? Ce considerați așa? Ați avut și eșecuri general, din astea? Nu, în general, în viață suntem niște persoane norocoase. Da. Avem e mare lucru să ai noroc. În toate punctele de vedere. Acum sperăm să reușim și performanții sportului columbofil, care e destul de greu de altfel, dar... O să reușiți și de ce? Cel mai important este să fiți foarte pasionați și ambițioși. Ori eu vă văd pe voi foarte serioși din punctul ăsta de vedere și determinați, așa?
Al doilea, să aveți suficientă energie și timp să stați printre ei, pentru că ați văzut la viteză de mifon, dacă da, nu stai printre porumbe, e mai greu cu rezultatele. Trebuie să stai de capul lor să te simtă jupân acolo în codeț. Este? Da. Și concurența este foarte cerbă aici. Și concurența e acerbă și... Un număr mic de porumbofil, fiecare încearcă să-și pregătească porumbei cât de bine poate și... Crește. Să atingă vârful. Și sunt mulți oameni tineri și din câte am observat eu, crescătorii tineri sunt mai ambițioși decât cei mai trecuți de o anumită vârstă, este? Își doresc cu performanța să obțină cât mai repede cu putință. E un lucru normal. Pentru că se și investește, din opinia mea, și poate și voi sunteți de aceeași părere, investițiile în columbofilie la anul de grație 2018 sunt mult mai mari și mai rapide decât se făceau la 1970-1980. Acolo, dacă introduceai, aveai norocul să introduci un porumbel la 4-5 ani la matcă din altă crescătorie decât din a ta, erai norocos, este? Acum, dacă ai bani în buzunar, îți permiți să te duci la Pipa sau licitezi cine știe pe unde, te duci pe afară, poți să intri la orice crescător, să-ți cumperi, este? Corect. Adică deschiderea din punctul ăsta de vedere e mult mai mare și e un lucru pozitiv. Dar și schimbul de experiență, după părerea mea, este cel mai important lucru. Adică nu poți să începi doar citind din, exact, anumite cărți sau privind documentare. Mult m-am consultat cu prietenul meu, Tatar Vasile, am fost de foarte multe ori la el în crescătorie, am observat stilul în care își pregătește porumbelii. Și ți-a răspuns la întrebări, dacă ai mai pus câte întrebări dificil așa? Este un prieten foarte bun, orice l-am întrebat, mi s-a răspuns și mi s-a răspuns la modul cel mai sincer, nu? Sincer, dar exact. Asta e un lucru mare, să știi. Am petrecut mult timp între porumbelii lui și cu el împreună, privind și modul de pregătire, grăirea porumbelilor, schema de tratament, dacă se impune. Exact. Și m-a ajutat foarte mult. Mai faceți greșeli și astăzi? Tot timpul se fac greșeli. Se fac... Și le mai repetați câteodată? Vi se întâmplă să le mai repetați sau vine notați acolo și zici, băi, asta nu trebuie să mai fac? Depinde. Depinde, nu? Da. Da. Mă bucur. Și știi ce e îmbucurător la voi? Că sunteți doi frați gemeni și amândoi îmbrățișați poate cu aceeași putere și aceeași și așa dragostea asta pentru porumbei. Este? Este și ne completăm unul pe altul. E mare lucru. Și vă înțelegeți și vă acceptați greșelile unul mai altul, pentru că e posibil ca într-o zi să fie unul mai nervos, celălalt mai liniștit, dar trebuie să treceți peste și să vă gândiți mai la țelul comun, care e columbofilia, porumbei. Deci, fratele, despre curățenie în cadrul crescătorii, un lucru foarte interesant care am observat la porumbei, și asta așa este și pentru fiecare crescătorie, crezi că porumbul își cunoaște stăpânul, iar am încercat să reduc fluxul intrărilor de porumbei, nu? Nu. Fluxul persoanei care face curățenie la porumbei să nu mai atât de des. Am ajuns doar de 2 ori pe săptămână la curățenie generală în cadrul crescătoriei lotului de zbor. În rest, mă ocup personal de crescători de curățenie la boxe. Da, deci încerc să nu-i deranjez chiar atât de des, să le mențiu. Încerc să folosesc mereu un anumit tip de îmbrăcăminte ca să nu-i stresez și pe cât posibil să nu-i cât de încet putem crescătorii. Vă plac porumbei mai nervoși sau mai blânzi, mai liniștiți așa? Îmi plac porumbei nervoși. Nervoși, nu? Da, ăștia. Da, da, da. Îmi plac cei care își apără boxele, cei care încearcă să fie dominanți, să ocupe 2-3 boxe. Da, și nu vă enervează că mai sparge și ouăle de la boxa de alături? Mai dați cu el de pământ, da, sau? În cadrul lotului de reproducții care am avut anul acesta, un porumbel care am achiziționat de felicitație, un Alfons Clas, exact, avea o boxă învecinată cu cuplul care a reprodus femeia la gold de anul trecut. Și n-am reușit să scoate decât o singură pereche de pui din acel cuplu, toate ouăle, fiecare ciclu de ou a fost spart de către acest mascul. Da. Da, dar și mai temperamental, așa se pare că au totuși. Au ceva special în ei care îi determină să facă sau să reproducă porumbei de calitate. Pentru 2018, cum a mers până acum? Sunteți mulțumiți de... Nu sunt mulțumit cu anul acest sezon columbofil. Deci a fost și dificil din punct de vedere al vremii, cred, nu? Capricios. Dificil din punct de vedere al vremii, exact. Dificil din punct de vedere al cuporii, cum am zburat, întrucât porumbei au trebuit să se despartă. Deci, lansările au fost comune cu 3 județe. Primele etape le-am efectuat doar clubul nostru, primele 2 etape de viteză, după care ne-am unit cu celelalte 3 județe, ruperea fiind destul de grea pentru porumbei, ruperea față de stol. Da, cred. Da. Aici la voi, în gruparea care trage pe Târgu Mureș, am înțeles că mai îmbarcați acum și cu Sighișoara, nu? Îmbarcăm cu Sighișoara. Numericul vă ajută? Adică trag porumbei pe aici? Sau? Nu.
neutrală. Am spus, avem un număr de medici cu lumbofii care activează destul de mic, așa nici numărul de columbii nu ne ajută. Am început cu, nu mai știu exact cu cât, n-am depășit numericul de 1000, așa de columbii, ajungând acum la jumătate sezonului, cum se spune așa, cu numeric de 300 și... Mai puțin, într-adevăr. Da, puțin. Dar poate știi ce, prin investițiile pe care le faceți, prin mediatizare, reușiți să mai vă aduceți oameni, să mai se ridice tineri, îl mai vedeți pe un băiețel pe stradă, îi mai faceți cadou un porumbel, în ideea că încet, încet vi-l apropiați și îl transformați într-un mediu. Targetul nostru cel mare acum este să unificăm cele două cluburi. A fost un numeric de peste aproape 100 de crescători, dar din cauza unor divergențe între anumiți membri cu lungofil, s-a creat o ruptură și o parte a ajuns să zboare la UCP și cealaltă parte a rămas la PCP. Da, dacă ați fi uniți, v-ar avantaja, că ar fi numeric mai mare, punctaje mai mici. Am avea un cuvânt de spus în momentul când se fac planul de zbor și așa mai departe, dar deocamdată trebuie să închidem gura, pentru că suntem puțini. Așa e. Da. Ceea ce ar trebui să înțeleagă toată lumea este că uniți fiind, am putea să realizăm punctaje. Suntem mult mai puternici, v-ați vedea la nivel național. La nivel național am putea avea rezultate mult mai bune față de anii trecuți. Și totuși, dacă există o comunitate, putem crea mult mai multe... Da, ar trebui să lăsați deoparte micile divergențe, că sunt convins că nu sunt foarte mari. Da, sunt orgolii, probabil, ale unor oameni, nu? Ceea ce pot să spun despre membrii care activează în cadrul clubului este faptul că am rămas numeric cu acesta puțin, în schimb suntem foarte uniți. Suntem foarte uniți. Deci nucleul a rămas... Comunicăm, socializăm, da. Încercăm să ne simțim bine la fiecare îmbarcare. Da. Să dați dovadă de seriozitate, așa e, da. Da, da, exact. Puterea exemplului cea mai... Cât e un bucătar acolo la noi, la... Care se ocupă de... Tatăl Lucian ne-a ajutat, ne-a mai făcut așa câte o mângărică bună, busare, așa și... Da, atmosfera din creadul unui club e foarte importantă, să știți. Încercăm să ne creăm pentru anul viitor un centru de îmbarcare, un sediu, de fapt, unde să putem să activăm ca și ședințe de club și să avem un spațiu de depozitare. Ceea ce sperăm că o să reușim să facem. Da, mă ajută, într-adevăr. Obiective pentru 2018? Suntem la jumătatea sezonului de concurs. Ce v-ați dori să obțineți? Ce rezultate? Și la ce categorie? Pentru anul acesta, greu de spus, nu? Sunt imprevizibile, da. Avem porumbei care tind să-și încheie sezonul cu normă la AS Speed, dar punctajele vor fi foarte mari, ceea ce nu va duce niciun rezultat. Pe județ e una, dar la nivel național, așa e. Da. Așa e. Vedem pe județ ce va fi. Activăm în cadrul Columbo Dromelor. Da? Chiar spuneți-mi și despre Columbo Dromelor. Din Amuțean, unde se pare că porumbii noștri au activat mai bine decât în campionatul național. Asta înseamnă că sunt de valoare. Am achiziționat porumbii de la crescători care au făcut rezultate pe Columbo Dromelor. Cred că jumătate din lotul nostru de matcă sunt porumbii care am achiziționat de la acești crescători. Care în combinație cu porumbei de aici, cu porumbei locali de pe plan național, a reușit să se impună, nu la nivel de top. Bine, dar e un început, știi? Dacă și câștigarea unui finale, dar în schimb cu rezultate în finale, cu rezultate finale și în hotspoturi, câștigând diferite premii. Da, asta e un lucru bun. Faptul că pe diverse columbodrome porumbei voștri merg, asta înseamnă că e valoare. Sunt diferite locuri columbodrome. Sunt diferite pregătiri, sunt diferite mâini. Exact. Asta înseamnă constanță, rezultate. Înseamnă că o să înceapă să apară și la voi. Da, cel mai bun rezultat pe care l-am avut pe columbodrom a fost la columbodromul de la Mangalia, la Pașa, unde am reușit o performanță de locul 13 în finală, la un minut distanță de porumbelul. Un minut și ceva distanță față de porumbelul Aircamp, care a fost locul întâi, câștigând un premiu, nu mai știu exact în ce sumă a constat acest premiu. În schimb, porumbelul a fost cotat și pe locul 10 la nivel internațional AS. Da, asta e bine. Vă face dovada valorii păsărilor pe care le aveți, vă dă încredere. Faptul că rezultate se văd și pe alte rute, adică... De asta și continuă să activăm în cadrul columbodromelor. Am activat și la Rad, am activat și la... Mangalia, la Corabia, am activat în Portugalia, am activat în Tenerife. Da? Da. Multe comandurame.
E bine, pentru că vi le testați, vă testați păsările. Da. Suntem încercat să nu închidem sezonul acum, la sfârșitul sezonului competițional, la fiecare an, și am încercat să ne jucăm cu porumbei și pe timpul iernii, ca să mai avem un pic de activitate. A, de i-ați luat colombodrame care au... Exact, da. Da, așa e, vă ținem priză tot timpul anului. Da, exact. Asta e, deci pentru mine, deci adrenalina pe care mi-o conferă acest sport este mai mare decât orice altfel de adrenalină. Nu aș renunța la un concurs cu porumbii să mă duc să fac, să prestez o altă activitate niciodată. Să mergeți la pește sau deci, altceva, nu? Nu, în momentul când am concurs cu porumbii, nu mă poate deranja nimeni. Stau și ne aștept punctul de adrenalină. Ce e mai frumos decât să aștepți porumbii, este? Stau și privesc pe cel, de la când mă uit pe clasamente pe online. Când am văzut că intră primul porumbei, mă duc deja numai intr-un transă, mă duc pe mijlocul culoarului, pe unde știu că trebuie să apară porumbei, mă duc pe cer și nu mai pot să discut de nimic. Intrările în oraș la voi aici sunt bune? La lansările astea comune cu cluburi din mai mari? Sunt anumiți crescători, cum este Iuga, Dorin Tătar, Vasile, care sunt crescători foarte constanți, crescători cu rezultate și mereu sunt în primii care... Am avut și locuri, adică au avut și locurile fruntașe pe lansări, așa și, da, se poate și dintr-un merg așa de, da, că se face rezultate. E bine că sunt persoane față de care vă reperați, așa să zic. Reprezintă un anumit obiectiv pentru voi, le urmați și încercați, da, să le fiți în permanență în coastă acolo, nu? Să stați aproape de ei, aproape să vă bateți cu etapă de etapă, să nu cedați, nu? Da. Să vă întăriți an. Să vă întăriți an de an, e bine. Nu, asta e cel mai important, să nu renunți, să nu ai tendința să renunți după o catastrofă sau... Că se mai întâmplă și asta, ai văzut cum e? Da, și să ai puterea să o iei întotdeauna de la capăt. Da. Pui punct. Oricum, la fel ca și în orice alt sport și din corumbofilie, și corumbofilia este un sport din care tot timpul vei avea de învățat. Așa este. Cred că toată viața poți să acaparezi informații noi, poți să înveți, poți să spui că tot timpul vei avea de învățat. Așa este, așa este. Niciodată nu vei putea spune că gata, știu tot. Așa este, aveți dreptate. Pentru că totul evoluează. Ce ușor ar fi dacă un mascul campion cu o femeie campioană, da, ar da de fiecare așa, dată? Așa ar fi foarte ușor și n-ar mai avea niciun sens. Sigur că... Da. Dar ați văzut că nu este întotdeauna așa. În pereche, din ăștia doi iasă campion. Nu va fi niciodată. Nici din campion și campion. Da. Sigur că faci porumbei cu rezultat. Care să fie mereu constant sau să fie în vârf. Și de asta e frumos acest sport. Exact. Și oferă o anumită... Da. Ați identificat până acum în crescătorie vreun porumbel sau vreo femelă care v-a reprodus bine? Da, în diverse combinații? Da, avem un anumit porumbei care au reprodus porumbei de loc 1, porumbei care au încheiat norme destul de ok în anii trecuți. Și pe acei porumbei încercăm să-i menținem în pereche și pentru anul următor. Și bănuiesc să extinde, să vă creați o familie mică în jurul lor, nu? Da. Mai reproducem din acești porumbei pentru lotul de matcă. Împrospătăm lotul de matcă în fiecare an, cum a zis și la început. Din porumbei care au mers, din porumbei care au făcut rezultate, împreună cu fiii din porumbei altor crescători care au avut rezultate aici pe plan local, pentru că dacă ne interesează să zburăm pe zona aceasta, părerea mea este că și porumbei vor trebui să fie zburați tot pe zona aceasta, care e bași la marcă. Exact. La consangvinizare apelați? Ați folosit? Destul de rar, însă avem porumbei strânși în rudiți, în marcă. Da. Folosiți și la zbor sau doar pentru marcă? Am avut un caz chiar interesant, da. din doi semifrați, puși în pereche la reproducție, au rezultat doi produși pe care i-am înscris la cormodromul de la Arad. Din 5 porumbei angajați în această competiție, singurii care au rezistat la final au fost cei doi produși din acei semifrați, unul terminând finala cu locul 11, iar celălalt cu locul 31. O finală foarte grea, cu lansare, dacă bine amintesc, undeva în jurul orei 11 de la 405 km, locul 11 fiind sosit aproximativ la ora 17:10. Bun. Da. Și n-ați fost tentat să le faceți perechea sau nu mai aveți părinții? Semifrații. Ba da, părinții sunt împrumutați la unul dintre colegii noștri din club, Simon Petru, care urmează să-l vizităm în câteva minute. Vom merge până la el. Sigur. Da. Și o să vă prezint și acest cuplu.
care... Da, la cădinția mea frază, de obicei știi cum e, că atunci când sunt prea consanguin, zice, băi, nu prea o vitalitate, nu știu dacă se pretează la zbor, că acolo trebuie vână să tragi, nu? Și da. Cu toate astea înseamnă că provin dintr-o familie pe care consanguinizarea mai strânsă nu-i deranjează, din potrivă. Da. Le dă lucruri, dă produși buni. Eu mă bucur mult că am stat de vorbă cu voi, e primul interviu. Ăsta a fost mai scurt, dar următoarele vă promit că vor fi mai lungi. Da. Da? Mă bucur că am stat de vorbă cu voi. Vă știam, v-am zis după NET, după MyLoft, asta era emblema voastră. Nu știam că în spatele softului recunoscut la nivel național în România se află doi columbofili atât de serioși, tineri și pasionați. Vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați obținut până acum, pentru investițiile pe care le-ați făcut, pentru munca pe care o depuneți și ce pot să vă doresc decât cei mai bun, mai frumos. Și dacă se poate, să vă văd cât mai sus la nivel național. Pe podium, dacă se poate. Așteptăm la noi în vizită. O să mai trec. Vă mulțumesc încă o dată. Cu stimă, numai bine. Cu stimă.